suntem la sfârșitul galei excelenței în educație și pentru că astăzi am avut un partener din mediul de afaceri, dezvăluim și această surpriză pe care o pregătim de peste un an de zile, și anume deschiderea a unități de producție a unei fabrici la Roman, o fabrică care este axată pe prelucrări metalice, pe ansamble sudate, articulate, producere de conveioare, acele benzi de transport pentru bagaje în aeroport sau în diferite alte unități, sau benzi transportoare, deci o unitate de producție care vine să creeze produse finale cu valoare adăugată crescută. Ne bucurăm că l-avem aici pe domnul director general Nicu Slavnea, pe domnul primar, pentru că împreună lucrăm la acest proiect de peste un an. Această companie, care este cu capital nemțesc, este și beneficiara unui sprijin ajutor de stat, astfel încât va fi o dublă finanțare pentru fabrica de la Roman, 50% capital nemțesc, 50% ajutor de stat din partea Guvernului României, o fabrică care deja a achiziționat teren în municipiul Roman, care are proiectul pus la punct privind construirea acestei fabrici. Construirea va începe în acest an. Pentru prima parte, această fabrică va avea în jur de 50-60 de angajați, urmând ca într-un an de zile, un an și jumătate, să aibă peste 100. Vorbim aici despre un personal cu calificare peste medie, pentru că, așa cum vă spuneam, vorbim de piese și mijloace care necesită un anumit grad de precizie. Ne bucurăm că demersurile, discuțiile noastre prin contur și iată un nou actor în piața economică consideră că Romanul este un loc propice pentru dezvoltare economică, iar eforturile noastre cumulate duc în final la un rezultat important atât pentru mediul de afaceri, dar și cât pentru municipiul Roman, pentru cei din jurul municipiului Roman. Romanul, așa cum o spuneam, cu 10-15 ani în urmă, dorim să devină un pol de dezvoltare cu influență economică pozitivă în zonă. Salut această participare a firmei AMF Bors din Germania, care va avea din acest an o filială și în Roman, Neamț, Moldova. Și iată că nici n-au venit bine și se și implică în activități ale comunității. Salut acest lucru, am să rog și pe domnul primar să vă spună câteva cuvinte, domnul director câteva cuvinte, pentru ca să circumscriem această acțiune pe care o dezvăluim și o anunțăm astăzi. Domnule primar. Mulțumesc, domnule deputat. Ce poate fi mai mulțumitor pentru o administrație publică locală decât să fie o administrație atractivă pentru investitori, investitori care creează locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite și iată astfel să fie consistentă contribuția la bugetul local al municipiului Roman. Ne bucurăm că am reușit să sprijinim această dezvoltare aici în municipiul Roman, cum am spus, pentru început 50, apoi aproape 100 de locuri de muncă, ceea ce ne creează nouă premisele că Romanul este pe o traiectorie bună, este un oraș al dezvoltării și așa dorim să rămână. Îi asigurăm că eu, administrația publică locală, vom fi parteneri cu orice investitor care dorește să dezvolte aici afaceri solide, afaceri care să aducă, așa cum am zis, bunăstare. Îi mulțumesc încă o dată domnului director, companiei dumnealui, că a fost și a început un astfel de drum printr-o participare consistentă la organizarea zilelor municipiului Roman și pentru că a considerat să aprecieze această gală, gala excelenței, tocmai ce spunea și dumnealui, dorește să aibă un parteneriat cu primăria Roman în ceea ce înseamnă
dezvoltarea învățământului și activităților pentru suport pentru crearea unor oameni bine pregătiți de care să poată beneficia o companie în plină ascensiune. Îi mulțumesc încă o dată și îl invit să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Vă mulțumesc pentru invitație la evenimentul de astăzi. Ne-a făcut mare plăcere să fim alături de dumneavoastră, așa cum a spus și domnul deputat Leureanu. Reprezint o companie germană, o companie care activează în industria metalurgică, structuri de oțel și asambluri sudate. Nu vă ascund că inițial aveam în gând să deschidem fabrica și în alte orașe din țară, am avut mai multe opțiuni, dar în final au fost mai mulți factori care au contat decisiv în alegerea luată, și anume de a veni să deschidem fabrica la Roman. Odată faptul că și eu sunt romașcan, dar și succesul negocierilor pe care l-am avut pe axa București-Roman și aici, prin sprijinul domnului deputat Dan Laurențiu Leureanu, și totodată cu deschiderea care a fost din partea autorităților locale. Eu vă mulțumesc încă o dată și cu siguranță vom fi acei parteneri de încredere pentru autoritățile locale, pentru romașcani, pentru creșterea calității vieții romașcani. Vă mulțumim frumos, să aveți mult succes la Roma, să dea Dumnezeu să avem rezultate frumoase și pentru Roman, la mulți ani, drag oraș, la mulți ani, dragi romașcani. Vă mulțumim! La mulți ani!